că bogatul avea porfiră și vison. Poate ne întrebăm în sinea noastră sau în sinele nostru de ce neapărat trebuia să fie menționată special haina bogatului, că ar fi porfiră și vison. Ca să ne arate nouă că în rânduiala Sfântului Botez, haina pe care o luăm noi este deasupra porfirei și a visonului și se cheamă haină de lumină a Duhului Sfânt. Dă-mi mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina, ca și cu o haină. Și să ne pună direct într-un plan inferior, prin porfira și visonul, care neîntreținute, nepăzite, neîngrijite, se deteriorează. Și Evanghelia consemnă acest lucru spunându-ne deseori: nu mai adunați doar bogăția pe care o poate strica molia, visonul și purpura. Nu mai adunați ceea ce poate strica rugina. Nu mai adunați ceea ce poate strica furul sau tălharul sau se casează de la vechime. Ci adunați-vă comoara nefăcută de mână pământească în cer. Și, iarăși, un context al Evangheliei, să vă faceți prieteni din mamona nedreptății, adică banul despre care toată lumea este învățată să facă glume sau să arunce vorbe arogante, că banii ochiul dracului, că banii nu știu ce, nu. Banii sunt un instrument la îndemâna omului puși să-i folosească și să-i stăpânească cu înțelepciune. În momentul când ai bani și rămâi om, ești un mare om. În momentul când ai bani și nu ești om, nu mai ești om. Ești un zgârcit, ești un lacom, ești un avar sau ce vrei tu. Ne ducem la scriitorii noștri românești și îl căutăm pe Barbu de la Vrancea și ne aducem aminte de acel Hagi Tudose care pe patul de moarte, făcându-și o zeamă de găină, când a văzut steluțele alea de grăsime, vedea tot galbeni. Și a zis, nu, du-și-o vinde, măcar ceva să recuperez, că stricase deja doi bănuți. Ei, aceea ne scoate și ne descalifică din linia umană. Evanghelia de astăzi ne arată un exemplu cu totul altfel și spune așa, că acest om se veselea în toate zilele în chip strălucit. Ce putem noi numi astăzi chipul strălucit? Coasta de Azur, Dubai, Tenerife, Pacific. De astea e scale exotice cu vaporul, ținuturi exotice. Dar când te gândești că lucrurile acestea țin de fericirea clipelor. Dacă astăzi e soare și frumos și te-ai simțit bine, tu spui că ai fost fericit. Sau ai expresia să spui, Doamne, dar ce frumos a fost, extraordinar, nu pot uita. Ei, dacă te-a marcat atât de mult un lucru simplu, în mod strălucit, cu cât mai mult te-ar putea marca dacă ai avea o zi ochii minții deschiși să poți vedea până în împărăția lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel în epistola sa, ceea ce urechea n-a putut pricepe, ceea ce ochiul n-a putut vedea, ceea ce mintea n-a putut înțelege și limba n-a putut vorbi. Deci o frumusețe uimitoare, o frumusețe care depășește limita firescului. Și la această limita firescului, cu condiția de a mă repeta, pentru că știu că am folosit această expresie, să încercăm să ne trezim undeva în natură, unde vă place dumneavoastră, pe o pajiște, în munte, într-o poiană, într-un loc din ăsta mirific, unde n-a călcat piciorul omului să strice. Încă n-a alterat cultura și știința umană, zona respectivă. E ceva într-un habitat natural neatins de mâna omului. Și ce rămâi fascinat? De coloritul florilor, de parfumul florilor, de mirosul pajiștii, de frumusețea copacilor, de frumusețea cerului, de frumusețea reliefului, de frumusețea norilor și spui, Doamne, parcă aș fi în rai, aici aș vrea să stau tot timpul. Iată că la această expresie văzută numai cu ochii pământești, facerea mâinilor tale o vestește tăria,
trecem într-un plan cu totul duhovnicesc care să se lege de Porfira și Visonul de care vorbim, pe Tabor, unde Hristos îmbracă o haină puternică de lumină, cuprinde lumina tot muntele, apare Moise și Ilie, bineînțeles, tot în lumină, până nu mai sunt de văzut cu ochiul liber, arătând ucenicilor slava doar cât li se putea. Apostolii adorm ca niște copii cu fața la pământ, furați de minunea sau de extazul ca atare. Și în clipa aceea când se trezesc, Hristos trage ei, copii, hai, deșteptarea, s-a terminat momentul, depășit timp. Ei nu spun ce frumos a fost. Și exprimă punctul de vedere în cu totul o formă omenească. Doamne, n-ar fi bine să facem noi aici trei colibe, una ție, una lui Moise, lui Ilie și să nu mai plecăm niciodată? Adică atât de mult le-a plăcut. Cum spunem noi când ne este drag ceva? Domnule, aici aș vrea să stau toată viața. Așa aș vrea, sau este o expresie populară extraordinar de frumoasă românească care spune așa. În momentul când oamenii se simt bine și sunt într-un ambient cu totul mulțumit, sufletește, spune așa, Domnule, când ne-a fi mai rău ca azi să ne fie. Adică este expresia populară a frumosului. Acum noi vorbim de modul strălucit prin, ați văzut, dacă te raportezi la tineret, lor le place să bată luminile alea și să facă tot felul de umbre și tot felul de îmbinări, de culori și să umble toate strălucitoarele alea și să facă starea aia de euforie. Dacă e o țărancă sau o femeie de la țară și vrea să umble în mod strălucit, o găsești toată îmbrăcată în portul popular și e frumoasă ca o păpușă, pentru că e toată elegantă și tot ce e pe câmp găsești pe haina ei pus în florile ei sau ale vestimentației. Dacă este o doamnă din clasa superioară și vrea să trăiască strălucit, ce-și trage? O rochie de seară sau o rochie din asta elegantă, toată strălucitoare, în care nu lipsește firul de aur sau de mătase, în care totul sclipește la lumină. Sunt forme de a înțelege strălucirea, dar cea mai înaltă strălucire o găsim în expresia pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstind-o, s-o mărit.